Primul criteriu urmărește repartizarea direct proporțională a banilor în funcție de lungimea drumurilor din județul respectiv. Criteriul privind capacitatea financiară se aplică invers proporțional sau alocat sume de bani mai mari pentru județele cu o capacitate financiară redusă. Cele două principii asigură repartizarea echilibrată a banilor pe județe, ceea ce va contribui la reducerea discrepanțelor dintre ele. Județului Suceava a fost repartizată suma de 8,196 de lei. Hotărârea de guvern a fost inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Ulterior publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial, repartizarea în cadrul județelor se va face prin hotărâri ale consiliilor județene, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.